Atunci când îngerii cântă în cartierul meu frumos, știu că o mamă o să plângă, așa că șepcile jos. Atunci când sirenele cântă în cartierul meu frumos, știu că un tată o să plângă, așa că șepcile jos. Vești proaste pentru industria muzicii românești. Se pare că artistul Nosfe a decedat în noaptea de 15 spre 16 octombrie. Cauza morții nu se știe cu exactitate, dar se crede că este vorba despre un infarct. Pentru a se afla exact cauza morții, cadavrul artistului a fost transportat la Serviciul Medicină Legală din București, Mina Minovici. Luca Beats, fondatorul labelului Sig Music, a lăsat un mesaj pentru toți treperii pentru a înceta cu bifurile, pentru că viața este scurtă și nu se știe ce se poate întâmpla mâine. Au urmat, bineînțeles, și foarte multe reacții la această postare. Nu vă mai certați, faceți muzică împreună, că uitați ce s-a întâmplat, azi ești, mâine nu mai ești și toate bifurile și tot ce e în partea asta negativă n-au niciun sens. Bă, mă jur, dacă n-ar trebui în cinsta lui Nosfe, mă jur pe ce vreți voi, dacă nu... Când îl îngroapă cu aie, mă jur pe ce vreți voi, dar n-ar trebui să vină toți trepării cu aie, să vă împăcați în morții voștri cu aie, toți. Vorbesc la modul cel mai serios cu aie, să lăsăm o bucurie, bă, pe normal, mă jur pe ce vreți voi, ar trebui să vă împăcați cu aie. Că ați văzut ce înseamnă viața. Astăzi cu mine, bei, mâine, nu mai ești. Bă, nu vine să cred. M-am auzit acum că Nosfe passed away last night. Se pare crazy, eu nu să cred, chiar sunt în șoc. Sper că toată familia lui să fie ok, trece pentru un timp groaznic, știu exact ce poate, nu știu exact ce simt, dar îmi dau seama că nu e ușor, sunt alături de ei, sunt aici, jur. M-am întâlnit aseară oficial, am avut și conversație bună cu el, pur și simplu nu vine să cred. You're crazy, bro. It's crazy. Like, life's not fair. R.I.P. N-am nici cuvânt decât că am pierdut un om special. R.I.P.